Suntem în aceste momente în Timișoara, un oraș atât de frumos și minunat, cu o briză frumoasă de vânt în această seară de duminică. Și mă bucur că l-am alături de mine pe domnul Ștefan Moțec, este fratele nostru, dar totodată este și membru fondator OCDL. La inițiativa și la rugămintea fratelui Ștefan am venit astăzi, duminică, după masa, de la orele 16 până seara la orele 18, să fim aici în Piața Victoriei, în Timișoara Centru, cu Caravana Evangheliei. Frate Ștefan, mulțumesc pentru invitația de a fi alături de voi la o seară frumoasă în a împărți Biblia, câteva cărți frumoase creștine. La ce v-ați gândit când v-ați gândit la acest eveniment care deja se înfiripă și celelalte zile, cum au fost celelalte zile care au stat în spatele nostru și ceea ce vreți vă propuneți și pe următoarele zile? În primul rând, permitem, Ciprian, să-ți spun bine ai venit și mă bucur că ai dat curs invitației noastre și având în vedere că ești un om foarte activ și nu stai locului cu Caravana Evangheliei, ne-am gândit că pe lângă muzica care este în spatele nostru din pianină, pe lângă muzică este loc și de cuvânt. Și cuvântul, de fapt, este cel care produce efecte în viața noastră. Așa că ne bucurăm să fiți alături de noi cu această campanie de distribuire de Biblii pentru cei care nu au sau vor să facă un cadou cuiva care ar putea fi interesat. Așa că ne bucurăm în această după masă, este vreme frumoasă, de această ocazie în care în spațiul public, în centrul Timișoarei, avem posibilitatea de a distribui Cuvântul lui Dumnezeu și sigur de a sta de vorbă cu oamenii care trec pe aici, care pun întrebări și care au anumite preocupări, frământări în viața lor. Credem că până în această seară, la orele 18:20, să treacă destul de mulți oameni care probabil că n-au o Biblie sau chiar au trecut deja câteva persoane care și-au dorit să ie cu ei o Biblie și o carte, o carte creștină cu mărturii frumoase. Așa că pentru comunitatea evanghelică încă mai este timp, aveți timp la orele 20 să fiți aici cu noi, cu un prieten, cu o prietenă, cu rudă, persoane care să le scoateți în oraș, să fiți alături de noi, de comunitatea Vocea Creștinilor. Încă o dată, Ștefan, îți mulțumesc ție și întregului corp al organizației OCDL pentru faptul că ne-ați invitat. Sperăm să deroci și să nu fie prima oară, să o mai fructificăm și în perioada următoare și chiar anul viitor. Vom căuta fiecare ocazie care se ivește să o valorificăm și mulțumim încă o dată pentru prezența voastră aici. Mulțumim!